Bine v-am regăsit! Magazinele încă nu și-au reluat activitatea în centrele comerciale de tip mall, cu suprafața mai mare de 15.000 de metri pătrați, iar redeschiderea acestora nu este una simplă, dincolo de acordul necesar din partea autorităților. Elementul cheie pentru viitor este noul comportament al cumpărătorilor și impactul acestuia, atât asupra activității chiriașilor, cât și a proprietarilor acestor mari spații comerciale. Diversitatea domeniilor de activitate ale chiriașilor reprezintă prima provocare pentru proprietarii de mall-uri. Condițiile redeschiderii ar trebui să ia în considerare situația comercială particulară a acestora pe principalele categorii, găsind soluții potrivite pentru fiecare caz în parte. Este important să înțelegem perspectiva ambelor părți. Proprietarii de mall-uri se vor confrunta cu o creștere a costurilor prin implementarea măsurilor de siguranță sau de schimbarea destinației unor spații libere, cu o reducere a traficului zilnic, cu chiriași care nu vor putea susține costurile la nivelul precriză, chiriași care e posibil să intre în insolvență sau pur și simplu vor renunța la spații. Astfel, principala prioritate devine asigurarea unui grad de ocupare acceptabil cu o structură de chiriaș stabilă. Chiriașii trebuie să-și refacă modelele de business pe fondul unui trafic mai redus și unor încasări mai mici. Indiferent de domeniu, fie că vorbim despre fashion, cărți, electronice sau mâncare și distracție, fiecare companie trebuie să-și analizeze activitatea luând în calcul specificul domeniului și să prezinte transparent nivelul sustenabil de chirie pe care și-l permite în contextul și perspectivele actuale. Parteneriatul proprietar-chiriaș are nevoie de un dialog real între cele două părți. Este nevoie să stea la aceeași masă, să analizeze împreună ambele perspective, pentru că supraviețuirea și bunăstarea amândurora depinde tocmai de felul în care vor acționa coordonat, având un obiectiv comun, cel al păstrării companiilor în funcțiune. Există desigur multe necunoscute în aceste planuri de afaceri legate de care va fi comportamentul oamenilor post-pandemie, odată ce toate mall-urile se vor redeschide. Ce anume îi va convinge să se reîntoarcă? Ce îi va mai atrage în aceste spații? Zona de magazine alimentare mari? Zona de cafenele și restaurante? Cinematografele? A câștigat oare segmentul online pe termen lung? În ce proporție? Ce oportunități au apărut? În condițiile actuale, care vor fi noile puncte de interes care vor atrage trafic în aceste spații? Toate aceste variabile vor fi confirmate prin modul concret în care noi, publicul, vom acționa după redeschidere. Este încă un exemplu că viața post-pandemie nu va mai fi aceeași ca cea din trecut, ceea ce nu înseamnă că va fi neapărat mai rău. Poate fi mai bine, însă depinde de noi. Primul pas este ca proprietarii și chiriașii să găsească soluții acceptabile pentru ambele părți, astfel încât să poată reporni activitatea cu cât mai multe spații funcționale și cât mai relevante pentru recâștigarea traficului. Fiecare are mai mult de câștigat dacă intră în aceste discuții cu scopul de a identifica metode prin care se vor adapta mereu la noile realități, reclădindu-și afacerile și asigurându-se că dezvoltă și fructifică împreună oportunitățile existente și cele care vor apărea în viitor. Ne oprim aici pentru astăzi. Săptămâna viitoare revenim cu o nouă pastilă veridică. Până atunci ne găsiți pe Facebook sau în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Toate cele bune!